Păi ce făcuși, fetiță? Păi am venit cu mărul, fetiță, că nu-mi place să las singur. Nu. Ai înțeles? Aia, m-am pus un pic în pat și atâta. Stai să-mi pun asta pe picioare, că mi-e frig. Da, domnule, fetiță, mi-a găsit mărui. I-am zis, Marine, uite-te, ia vezi, mai avem vreo valeriană. Că-i... A venit la mine cu o grămadă pastile, pentru care aveam diazepam. Știi de când am diazepamul ăla, iubita? Ce frumos e. Uite, un câine care îi place apa și e bolnavir, nu e bolnavir. Știi de când am diazepamul ăla, făcând tot cu mâna. Îmi dăduse să iau cu o jumate de diazepam de la să mă liniștesc. Și am luat o valeriană, fetiță, că chiar mă înțepa inima, jur, nu mă mint. Mă înțepa inima de oboseală, de stres, de alea. În fine, dar acum aștept să-și facă efectul valeriana. N-am mai luat valeriană de când hău. Simplea se magii de la asta, să fie la viana. A, bravo! Da, mi se potrivește maxim chestia aia, nu? Și asta. Și am venit cu mără să o aducem pe Maria și stăm acum să vină. Să vină. Ai înțeles? Eu mă stresez maxim, că așa e, deranj acasă, alea și pe mine mă stresează rău. Ia uite cum mără câte de-astea. Avem. Vezi? Uite câte de-astea. Că nu le-am trimis. Uite. Ce mă, tot ce stele. Și asta, iară n-am dat la tociatul. Stai, fetiță, să dau. La tociatul. A, chiar, câte vizualizări are mă ăla? Că nu m-am uitat la comentarii, ia să vedem. Eu nu știu unde știu vizualizările. Îți arată, nu-ți arată. Dacă am pus eu un clip pe TikTok, 3750, și uite ce frumos. Am pus aici, fetiță, pe TikTok un TikTok în care explicam așa pentru... Uite aici, astăzi l-am pus asta. Fiecare și-a dat cu părerea. În fine, dacă vreți să dau mai la spate așa. Am muncit, n-am stat cu gurul sus. Dacă m-am citit și comentul și... 72, cam ce? Și da, eu am mare caracter față de multe altele dintre voi. Înțelegi? Ai muncit mult, ai dat la sapă. Dacă ai fi muncit tu, cât muncesc eu pentru gunoaiele astea, n-ai mai vorbi așa, fetiță. Habar n-ai cât e de muncă la niște gunoaie din astea, știi ce zic? Ca atare am slăbit aproape 15 kg de, dacă nu mai bine, de când m-am apucat de gunoaie, fetiță. Asta înseamnă că am muncit, n-am stat cu gurul sus. Da, și mă uit la comentarii, acum am... De ce nu le-ai pusă, nu le-ai pusă lângă rușine, îți place și ție cerșitul. Îmi zice Gina, ave, eu nu cerșesc, fetiță, eu nu cerșesc, n-am cerut nimeni niciodată nimic. Nu le iau numai de lângă, de lângă tămberon, le iau direct din gunoi. Dacă nu ai uiți să vezi, să te uiți la clipuri, îmi pare rău pentru tine, fetiță. Belește ochii altă dată înainte să scrii comentul ăsta. Nu, cine vrea să le ia mocă, muncește, fetiță, pentru ele. Și apropo de dat și de luat și de alea, eu pot să dau, dacă tu vii să-mi